fotbalist an de rândul la Sportul Studențesc, apoi fundaș la echipa națională, mai târziu, după retragerea din activitatea sportivă, antrenor al echipei naționale. De aici a plecat Gino Iorgulescu spre a ajunge astăzi șeful Ligii Profesioniste de Fotbal. La locuința din Giurgiu, a părinților noului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, l-am găsit astăzi pe tatăl lui Gino, Alecu Iorgulescu, omul care în familie are o veche legătură cu fotbalul giurgiuvean și național. Amabil, Nealecu, ne-a vorbit despre începutul carierei lui Gino. A început la velodrom, cu toată lumea grămadă, mai târziu la junior la Dunărea și mai târziu în echipa de divizia C, unde eu am antrenat-o 2 ani și am promovat echipa în divizia B. Plecând copiii în frunte cu el la Sportul Studențesc și Progresul București, relația lui Gino Iorgulescu cu premierul român Victor Ponta este una veche, susține Iorgulescu senior, și nu una creată recent în ajunul alegerilor de la Ligă. E prieten cu Victor Ponta de când era Progresul București și era Gino președinte. El era în consiliu, Victor Ponta era în Consiliul de Administrație al Progresului. Așa că n-a venit special acum pentru alegeri. Împătimit susținător al echipei locale Dunărea, Nealecu s-a apropiat suficient de mult și de Astra, astfel încât speră să-și convingă fiul să vină mai des în urbea natală, din cel puțin 2 motive. Să-l aibă mai des pe Gino în apropiere și să vadă împreună meciurile Astrei pe teren propriu. Am să încerc cu ocazia asta a alegerii lui ca președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal să-l lămurez măcar o dată pe lună să vină să vadă un meci al Astrei. Că de acum, vreau nu vreau, trebuie să țin și cu Astra.